Dragomir, a venit pentru bună dimineața, sănătate, să rămână. Neața, neața, bună dimineața, sănătate. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre anemii. Anemii? De primăvară? Pot apărea indiferent de anotimp, dar hai să vedem, da, poate acum primăvara ne simțim ușor obosiți, vlăguire extremă, nu reușim să ne mai concentrăm, ne gândim că poate muncim prea mult, că suntem stresați. Punem pe seama stresului de zi cu zi probleme care pot ascunde, de fapt, o anemie. Ce înseamnă anemia? Din ce cauză poate apărea sau ce poate ascunde o anemie și mai ales ce avem de făcut? Aflăm acum! Respiri greu, ai amețeli, ești mai mereu obosit și fără vlagă, s-ar putea să fie vorba despre anemie. Ce înseamnă anemia? Cât de serioasă poate fi? Pacientul trebuie să înțeleagă faptul că anemia este o consecință a unei boli, nu o boală în sine. Practic, noi hematologii considerăm anemia o cutie a Pandorei, în care anemia este chiar cutia în sine, iar momentul în care o deschidem, ceea ce iese de acolo este boala care se află în spatele anemiei. Ce se întâmplă? Cum descoperi anemia? Cum îți dai seama că ceva este în neregulă? Pacientul începe să se simtă mai obosit, mai slăbit, devine mai palid, obosește când urcă 3-4 trepte, în momentul în care se prezintă de regulă la medicul de familie și va face o hemogramă care va releva un anumit grad de anemie. Ai venit la un control de rutină să-ți faci analizele? Nu, am venit pentru că mă simțeam slăbită. În ultima vreme am început să amețesc, unghiile au început să mi se exfolieze și am considerat că este bine să mă vadă un medic. Din ce cauză poate apărea anemia? Cauzele anemiei pot fi multiple, de la unele ușor de descoperit, cum ar fi deficitul de fier, și atunci te duci către cauzele ginecologice sau cauzele gastroenterologice, până la cauze mai complicate, boli mai grave, cum ar fi anemia din neoplazie, anemia din leucemie acută. Din punctul de vedere al deficitului de fier, dacă avem de-a face cu o pacientă, ne gândim la deficitul de fier asociat menstruelor abundente, asociat diverselor pierderi din patologiile ginecologice. De asemenea, avem anemia pacientei însărcinate. Dacă pacientul este bărbat, ne putem gândi la o cauză gastroenterologică și atunci vom îndruma pacientul către medicul gastroenterolog. Ce probleme digestive pot duce la apariția anemiei? Din punct de vedere al gastroenterologului, patologia digestivă poate fi întâlnită la orice vârstă. Primul pas pentru a decela aceste probleme este hemoleucograma, în funcție de care trecem la investigațiile suplimentare ale pacientului. Prima și cea mai la îndemână este ecografia abdominală, în urma căreia putem decela boli hepatice cronice, boli vechi, de care pacientul să nu știe și pe care să le afle într-un stadiu chiar avansat. Iar apoi, anemiile de cauză digestivă pot fi determinate de boli ale stomacului, duodenului, colonului, bolile hemoroidale, foarte frecvente la populația tânără, până la tumori, cancere, motiv pentru care pacientul trebuie investigat endoscopic și colonoscopic. Când ar fi cazul să ne alarmăm și să mergem la medic? Pacienții de multe ori confundă sindromul anemic cu sindromul oboselii cronice. Punem pe seama oboselii, a stresului de zi cu zi, simptome care pot să ascundă de fapt o anemie. Ar fi cel mai bine să mergem la medicul de familie și să efectuăm analizele de rutină, pentru că putem să descoperim că există o anemie neinvestigată și pentru care am putea să beneficiem de tratament. Așadar, o simplă hemoleucogramă stabilește diagnosticul de anemie. Pentru a afla însă cauza anemiei, medicul va recomanda alte analize și investigații care să evidențieze și să aflăm cauza prin care se ajunge și să se piardă sângele. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem și miercuri în jurul orei 10 aici la Neața, ca să spunem bună dimineața, sănătate. Săptămână minunată să avem cu toții. Asta sunt anemii.